Chiar și pe vremea rece, care s-a așternut cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, pensionarii sunt nevoiți să iasă în pețele improvizate de vechituri pentru a vinde măcar ceva din bunurile lor și a câștiga astfel pentru o pâine. Nu au altă opțiune, au recunoscut cu amărăciune bătrânii. Care vânzare, ca întotdeauna câștigăm bănuți, 20, 30, 50 de lei până la 100 de lei, la o pensie de 2000 de lei. Credeți că putem supraviețui? De asta stăm, că nu ne ajunge. Despre asta vorbesc și pensionarii care vând produse de casă și lucruri făcute cu mâinile lor. Motivul, spun, majoritatea este același, nu au cu ce trăi. Nu ajunge, dar n-ai ce-i face. Iată așa lucrez. Voi munci cât voi putea, cât îmi va permite sănătatea. Ce să fac? Lucrez așa, mă doare piciorul, dar muncesc. Majoritatea bătrânilor moldoveni trăiesc în sărăcie, spun interlocutorii noștri. Chiar și cei cu un stagiu mare de muncă primesc o pensie pe care nu pot supraviețui. Copiii și nepoții nu pot ajuta întotdeauna, așa cum au și ei suficiente probleme. Nu, nici într-un caz, câțiva. Și guvernanți, șefi de întreprinderi, dar la omul de simplu nu. E greu, foarte greu. Deci nu vă închipuiți în ce stare sunt persoanele care sunt vârstă într-adevăr sărașe. Cum poți să trăiești normal cu o pensie de 2000 și cu asemenea prețuri? Scuzați-mă, dar de ce? Trebuie să întrebați guvernul de ce. Care viață normală? Sunt unii care trăiesc puțin, dar în mare parte toată lumea supraviețuiește. De ce? Din cauza sărăciei. Văd cum bătrânii vin la coșul de gunoi și beau sucul care a fost aruncat și caută pâine, deoarece conducerea este așa. Asta este supraviețuire. Lucrați la 74 de ani? Da, 75 de grabă, pentru că nu mi-ajunge. Mi-a venit 3700 pentru încălzire. Cum să trăiești mai departe? Am 84 de ani, am rămas fără serviciu doar de un an. De ziua lor, unii pensionari au urat colegilor de generație schimbarea rapidă a puterii, pentru că la conducerea țării să vină oameni care să înceapă să aibă grijă de ei. Alții spun că își doresc măcar cât de puțin să trăiască omenește, nu de azi pe mâine. Dacă ne-ar majora pensiile măcar puțin, am trăit mai bine. Se întâmplă pentru că nu dau pensii decente. Sandu se asigură doar pe sine. Ar trebui să trăiască măcar o zi cu pensia noastră, măcar o zi, ca să vadă cum ne este nouă. Să nu fie aleasă, să se voteze împotrivă. De ce? Pentru că lucrează doar pentru ea și pentru oamenii ei. Dar ce poți să-i doresc? Le doresc sănătate, putere, răbdare, să roage Domnului să fie pace, să nu fie război, în primul rând. Să aleagă un prezident care să fie din nădejde, să fie viața mai ușoară la persoanele, mai ales în vârstnici, pensionerii. Că pensia e foarte mică, nu se pot descurca și e foarte greu de trăit în Moldova. Tot tineretul pleacă din țară, pleacă toți în Europa și e greu de trăit la noi în țară, într-un cuvânt spus mai pe scurt. Trebuie schimbată guvernarea. Avem nevoie de o conducere care să nu fure. Amintim că în 2024 pensia minimă cu stagiul complet de cotizare este de 2777 de lei. În programul său electoral, PAS a promis că pensiile pentru toți vor fi de cel puțin 2000 de lei. Până la urmă, de o astfel de creștere a beneficiat doar o categorie restrânsă de vârstnici. În medie, pensiile au crescut cu doar 200 de lei.